Există trei feluri în care omul poate trăi părăsirea Harului, prin pronia lui Dumnezeu, spre pedepsire sau spre învățătură. Părăsirea din pronie este dată tuturor oamenilor. Primul har, care este încununarea dumnezeieștii bunătăți, însoțește chemarea lui Dumnezeu către om de a purce de într-o nouă călătorie și de a începe o nouă viață și este pur și simplu un dar. Starețul Sofronie, într-o originală tâlcuire duhovnicească referitoare la Evanghelia de la Luca, definește primul har în cuvintele Domnului ca mamona nedreaptă sau nemeritată și bogăție străină, pur și simplu un dar. Omul, pentru a-l redobândi, trebuie să-și arate în mod liber toată înțelepciunea și credincioșia, ca un bun chivernisitor, și atunci moștenirea Domnului devine a sa pe vecie. El trebuie să se supună formării după legea lui Dumnezeu și să fie povățuit de cel prea înalt în taina legii înfierii. Trebuie să lupte pentru ca să-și aducă firea la înălțimea contemplației care i-a fost descoperită. Când este povățuit în ruvoia lui Dumnezeu, suferind cu răbdare arșița și secătuirea acestei perioade de părăsire, atunci bogățiile dăruite la început, care sunt ale altuia și străine, devin acum cu adevărat ale sale, toate ale mele, ale tale sunt. Din pricina voinței libere a omului, Dumnezeu îngăduie cel de-al doilea fel de părăsire, și anume părăsirea spre pedepsire. Când omul se lasă stăpânit de tendința mândră spre îndumnezeirea de sine, atunci Duhul blând și plin de nobleța lui Dumnezeu, mâhnit fiind, pleacă. Duhul lui Dumnezeu este atât de gingaș, încât nu poate suferi nici măcar întoarcerea minții omului spre sine însuși, cu iubire de sine. Părăsirea spre pedepsire are loc de asemenea când creștinul cade în păcat sau devine trândav și nu se mai gândește la mântuirea sa. Trândăvia înseamnă lipsa de grijă pentru mântuire, în greacă achedia. Cu toate acestea, Dumnezeu îngăduie aceasta spre mântuirea credinciosului și, precum spune apostolul, de Domnul suntem certați, ca nu cu lumea să fim osândiți. Tot ce face cu noi Dumnezeu, din dragoste o face. Ultimul fel de părăsire, spre învățătură, este un dar plin de putere al Duhului Sfânt, precum vedem în viața Sfântului Siloan. Se întâlnește îndeobște la cei care au primit un mare dar al Harului la începutul vieții lor. Temeiul acestui fenomen duhovnicesc se află în viața lui Hristos. Hristos cu răbdare a suferit părăsirea și moartea pe cruce, ca să tămăduiască părăsirea noastră și să facă moartea noastră nelucrătoare. Părăsirea și moartea au intrat în viața noastră prin neascultare de porunca lui Dumnezeu, care a fost pricina lor. Părăsirea și moartea lui Hristos au tămăduit și mântuit pe om pentru că au fost de bunăvoie și fără de păcat. Când suferim după lege părăsirea, adică cu bunăvoință și urmând pilda Domnului, moartea pustiului nostru lăuntric se biruiește și moștenim harul care a izvorât din crucea și din învierea începătorului credinței noastre. Înrucât părăsirea este parte din viața Domnului, este de neapărată trebuință ca și noi să trecem prin ea, așa încât să putem ajunge să cunoaștem fiecare pas pe calea Domnului și să dobândim desăvârșita cunoașterea persoanei sale. Cu alte cuvinte, dacă nu trecem prin părăsire, nu-l putem cunoaște deplin pe Hristos.